bine. Colegul, asigur perimetrul aici. Cadavrul care plutea la suprafața apei i-a îngrozit pe turiștii și pescarii din zonă. Oamenii spun că inițial au crezut că este vorba despre un obiect. Păi eu eram mai încolo și am văzut că era o șalupă și l-a scos. Se ambulanță, l-a scos acolo, pe mal, la stupă așa pe tot. Era de parcul de mal? Era în stupul acolo. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au recuperat trupul neînsufletit din apă. Ne-am deplasat la fața locului cu auto special de intervenție și 5 subofițeri. Am constatat că apelul s-a confirmat. Ușor am tras trupul către mal și ulterior l-am predat către serviciul de criminalistică. Autoritățile spun că este vorba despre un bărbat de 50-55 de ani, însă până acum nu au găsit niciun document care să-i ateste identitatea. Autoritățile spun că este vorba despre un bărbat de aproximativ 50 de ani. Medicii legiști vor stabili care a fost cauza medicală a decesului. Cât despre circumstanțele în care a survenit moartea bărbatului, autoritățile au deschis o anchetă penală. Ei nu exclud în acest moment nici varianta unui act suicidal.